un scurt cuvânt despre Părintele Anatol, dacă o să vă trimiteți copiii la Sfântul Serghii sau frații sau studenții de la Teologie, Părinte, să știți că Părintele Anatol preda acolo agiologia. Este știința sfințeniei, despre sfinți, știința scrierii de texte sfinte. Acum, cred că 15 ani, am auzit prima dată de la el, că există și decanonizare, nu mai canonizare. Ai urcat pe cineva în calendar și ai constatat că sunt probleme? Nu e nimic bătut în cuie. Îl dai jos? Nu, asta a fost... Îl decanonizezi, da. A fost o problemă la ruși. La ruși, da. Pentru că s-a descoperit, ei au canonizat cam așa, că ei sunt imperiali. Da. Și când canonizează așa, pentru că unii de la noi chiar sunt, domnule, dar rușii au canonizat atâția și noi nu. Și după aceea au descoperit că unii au fost colaboratori sau ce au fost ei și au zis, domnule, hai să-i decanonizăm. Chestia asta arată altceva, nu bagatelizăm. Adică mai bine îi avem Sfinții Nevlavie, dar decanonizarea asta e cam neortodoxă, după părerea mea, și ține din imperialism. Imperialismul, hai să-i facem pe toți și așa mai departe. Nu zic că, da, păi totul este balșoi acolo, dar noi, mă rog, și noi ar trebui să mai canonizăm și avem foarte mulți sfinți pe care deja noi venerăm în cultul nostru. Dar cred eu că uneori decât să ajunge la decanonizări, să descoperim, nu știu cine a făcut așa, mai bine mai cu minți. Da, mă rog. Vă mulțumesc, aici este Bertrand Vergerii. Ce să vă spun, are bibliotecă de 10.000 de volume și mai puțin contează numărul și abilitatea de a le citi și de a le cunoaște pe dinăuntru. Părintele Anatol face acolo o teză de doctorat despre taina aceasta a plecării Duhului Sfânt. Este o combinație între învățătura Sfântului Siluan Antonitu și a Fiului Său Duhovnicesc. Da. Așa se face că a ajuns într-un timp foarte scurt. Este basarabean, după cum v-ați dat seama. Mi-a fost coleg de cameră și mi-a fost coleg de cameră. Are 3 facultăți, mulți ani de studii. M-a bătut la capitolul ani de studii și la multe altele. Și a avut o viață cu totul și tot extraordinară. Este un orfan. Ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu cu cei care n-au mamă și tată, în viața lor, Maica Domnului și Sfinții sunt mult mai prezenți. Așa se face că acum vreo 15 ani eram într-un troleu în Chișinău, în troleibus, și am zis că vreau să ajung la Paris într-o zi. Și mi-a zis, bravo, hai să te învăț câteva propoziții. Pentru că el știa mai bine rusa decât franceza. Și așa a început, ca să zic așa, scurta noastră educație francofonă. Dar iată că peste ani și ani, Anatol a ajuns la Paris și acolo a fost preoțit de Părintele Anatol de puțină vreme. Pentru noi este omul de legătură cu Bertrand Vergerii. Dacă Părinte socotiți că într-o bună zi doriți să-l invitați la Facultatea de Teologie, prin intermediul Părintele Anatol sau direct, vom lua legătura cu el și ar fi o mare bucurie să-l avem în direct între noi. Și aici, la centrul nostru și poate și în oraș, pentru că este într-adevăr un om care are, cum v-am spus, bucuria a Sfintei Împărtășanii și a Învierii permanent la inima mea, la purtător. Eu vă mulțumesc frumos și încă o dată a fost o mare plăcere să vă văd, să vă revăd. Vă urez Hristos Anghia, bineînțeles. Mulțumim mult!